Drama unei familii întregi este filmată în imagini cum rar s-au mai văzut. O rulotă a ars în câteva minute pe bulevardul Mamaia, cu flăcări până la cer. Înăuntru, o fetiță a murit, tatăl ei s-a salvat cu ultimele puteri. La fel, mama și mezinul, pe care medicii i-au găsit în stradă, în stare de șoc. Își încheiase vacanța la mare și se întorceau în București, când un scurt circuit la rulota abia cumpărată a declanșat iadul. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Era cineva în mașină, că prea tipă. Cu copiii, mă, era și cu femeia și cu copilul. Cred că în 10 secunde flăcările erau undeva la 10 metri. Un copil e carbonizat în mașină și toți sunt arși. O familie întreagă captivă în foc la sfârșitul unei vacanțe de vis. Părinții și unul dintre copii, un băiat 7 ani, au ieșit în viață din rulota care ardea ca o torță. Sofia, fetița de 6 ani, a fost găsită abia după ce pompierii au reușit să stingă focul. Era carbonizată. Și uite, focul pe mașină. Deodată o bubuitură mare a luat foc în trafic, pur și simplu un mers. Când am văzut că ieșea flacără de la mașină și zic, să arunc o gulată de apă. Ce să arunci când am ajuns eu pe scăria ce zic, soția mea zice, nu te duci că să nu bubuie mașină. În mai puțin de un minut, incendiul s-a extins la întreaga rulotă. Părinții au ieșit primii. Tatăl s-a întors să-și salveze copiii, dar a reușit să-l tragă afară doar pe băiatul mai mare. Înăuntru, Sofia striga după ajutor. Era mama cu băiețelul, care au reușit să scape, și tatăl, din câte am înțeles. Mama era arsă pe spate. Ne-am dat și noi seama că mai era cineva în mașină care a murit. Se întorceau spre casă în București după câteva zile la malul mării. Părinții fotografiaseră toată vacanța. Pe bulevardul Mamaia, spun martorii, în mers, tatăl a observat fumul și a oprit brusc. Atunci a început infernul. Auzeam țipete de o femeie, de fapt țipete foarte puternice. Rulota era improvizată dintr-o dubă veche. Chiar tatăl are o firmă specializată în mașini tunate. Cel mai probabil, o acumulare de gaze a provocat focul. Tânăra mamă era la duș, iar una dintre ipoteze e că s-ar fi produs o scânteie la instalația de apă. Face scânteie când face contactul și dacă era totul plin de gaze, deci este evident că a fost, ea ajunge să explodeze tot. Este doar unul dintre marile pericole care pot transforma o rulotă într-o bombă pe roți. Tragedia de la Mamaia se poate repeta oricând, mai ales că în România vacanța pe roți a devenit foarte populară, iar vânzările de rulote cresc de la an la an. Dacă proprietarul rulotei oprea butelia și demonta furtunul care face legătura cu interiorul rulotei, nu se întâmpla această catastrofă. Părinții copilei de 6 ani au fost transferați la Spitalul Bagdasar Arsenii din capitală. Cel mai grav este tatăl. Are arsuri pe 90% din suprafața corpului și a fost adus cu elicopterul. Băiatul cel mare e în afara pericolului.